Kedves testvéreim, mondhatnám azt továbbiakban is, hogy áldott húsvét ünnepet, feltámadás ünnepet kívánok mindenkinek, akik eljöttünk ünnepelni imáron másodnapján itt a mi gyülekezetünkben. Éppen az előbb érkeztem haza, szüleimnél voltam, mert ilyen szokott lenni általában az ünnep. Igyekszünk megjelenni Isten házába, mert jó volt lenni, igét hallgatni, énekelni, húsvétról, a feltámadásról beszélni, de gondolom mindenki úgy szokta ezt csinálni, hogy azért ünnep alkalmával szeretünk elmenni rokonokat, meglátogatni ismerőseinket, és velük együtt örülni. Hívtak a húgomék, hogy holnap esetleg, ha megtehetem, menjek el Kémelre, mert ott harmadnapján is ünnepelnek. Hát, ha azt mondták volna, nem kell imaházba menjek, megmondom őszintén, lehet azt mondtam volna, megyek. Ítéljenek el a testvérek. Megmondom őszintén, sokszor jó ez, de valamikor úgy érzed, hogy elfáradsz. Elfáradsz. És sokszor egyszerűbben is lehet Isten dicsőíteni, nem feltétlenül mindig azzal, hogy most prédikációt hallgatok. Most egy kicsit izgulok, és azt mondta a Frigyes testvér, hogy két dolog miatt nem szabad izgulni, emlékszünk rá. Az, hogyha valamit meg lehet esetleg javítani, akkor azért nem kell. Vagy hogyha valamit már nem lehet megjavítani, akkor azért se kell izgulni. Hát én úgy gondolom, hogy ezt a mai délutánt meg tudjuk úgy oldani, hogy megoldott legyen. Gondolok most arra, és köszöntöm közöttük a Dán Nikula testvérünket, pásztor testvérünket, aki a popesti baptista gyülekezetnek a lelki pásztora. Különben nem meszelepít tőlünk, hanem ő a mi szomszédunk. Engedjétek meg, hogy ezt ugye elmondja a romokat is. Akkor már volt nem fogok frác. Mi plácsi rossz a szedbatorim. Szentunére lókul. Ja, frácsi romad, a sámi impresziák a szedbatorim. Trei zile paștele, în vierea Domnului. Nu știu dacă așa este. Nu toți. În județul Sălaj se obișnuiește să se putrească trei zile. Spuneam fraților că m-a invitat sora mea care stă în Sălaj undeva să vin mâine și am spus dacă n-ar trebui să mă duc la biserică, poate aș veni, ca să mă odihnesc puțin, ca să fiu cu familia. Bine, acum, eu nu spun cu părere de rău. Și acum ne face deosebită plăcere să avem pe dumneavoastră aici, în mijlocul nostru, dumneavoastră ca pastor al Bisericii Baptiste din Popești, Dan Nicula, și pe lângă asta sunteți și vecinul nostru. De multe ori ne găsim. Cei care obișnuiesc să vină mai des la biserică, aici să mai lucreze prin grădină, atunci vedem pe vecinul nostru, pe fratele nostru, cum lucrează și dânsul. Că și un pastor poate să lucreze, să mai pune o ceapă, ceva, că asta am văzut cum face dânsul aici în spate. Deci, în ziua, în după amiaza asta, chiar am spus fratelui că poate era mai bine dacă îl imiteam de rusani în coace. Poate știți de ce spun acest lucru. În după amiaza asta o să fie ceva deosebit, fiindcă cuvântul Dumnezeului o să fie rostit în limba română. Nu știu dacă ați mai auzit vreodată o predică despre Paște, despre Înviere, să fie rostită mai mult ca sigur cândva s-a rostit aici și în limba română. Așa e, fraților, dau din cap, așa e, eu încă n-am fost membru al bisericii acestuia. Dar eu sper că o să înțelegem toți ceea ce ne spune Dumnezeu prin fratele pastor. Așa să fie. Până atunci, dânsul așteaptă până îi vine rândul, poate și dânsul înțelege atâta limba maghiară, ca să creadă și suntem convins că știe și convins că aici în biserică se vorbește despre Dumnezeu, despre Mântuitorul nostru, ceea cine ne-a creat pe noi, ne-a creat, așa am ales aici un verset din Biblie, evident din Biblie, din Epistola 1-a, spre Corinteni al lui Pavel, versetul 3. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Asta e o sărbătoare pentru noi, asta e bucurie pentru noi, fiindcă prin asta suntem noi asigurați că și noi o să înviem la rândul nostru și o să fim și noi în Hristos în Rai. Până atunci, e bine să mai ascultăm niște vești bune că cum a fi în Rai,
cum e, dar nu știu cu ce s-a pregătit. Fratele, da, o să-l auzi. Că de aștept fi reim, ha imád kosztok, jól teszitek, hogy ne izguljak, meg aztán ti is értsétek meg Istennek a szavát, amely ugye románul fog hangzani ezen a délutánon. De nem csak a testvérünket köszöntjük itten, mert úgy értesültem, Dombi testvérem mondja, hogy neki is vannak itt ismerősei, akik ugye húsvét alkalmával gondolom jöttek meglátogatni őket, meg nem csak őket, ezek szerint a gyülekezetet is, ők úgy tudom, hogy Bécsből jöttem. Meg is kérdeztem Istvánt, hogy németül beszélnek? Mert ha már itt a román hajtól is vannak meg német, akkor tényleg ott mindjárt tűnt valakit. Nem azt mondja magyarul, úgyhogy ha a testvéreknek lesz üzenete is, hiszen tudom, hogy rendet, helytudunk, és a testvéreknek is, akik szeretnének szolgálni, vagy ide, vagy ez a mikrofonhoz jönnek, és akkor itt átadhatják azt az üzenetet, amelyet az úrtól kaptak, azt a bátorítást. Ezen kívül, hogyha gyülekezetből még van valaki, aki szeretne szolgálni ezen a délutánon, gondolom ez már magyar nyelven lesz, azokat is kérem, hogy jöjjenek ide és szolgáljanak. Énekarom most a nincsen, de Dávidot úgy láttam, hogy ő készül Kristóffal, ott a mikrofon, úgyhogy őket is meghallgatjuk szeretettel. Tehát akkor kezdjük az elején, megkérem szépen Dávidot, hogy egy énekkel kezdjük. Aztán a vendégtestvéreinket, akik Bécsből érkeztek, nem tudom hányan szeretnének szolgálni, bárhányan is ott készültek, jöjjenek ide és szolgáljanak az Úr dicsőségére.
Hanem az élők között van, és a te szívedben van.
Mert tégedet szeretett, és téged, te érettet, elvégezte a megváltásnak munkáját, és azért vagy ezen a délután, hogy dicsérjed és dicsőítsed azt, aki feltámadott, és felvitte a te bűneidet a Golgotai keresztre, és megbocsátott te neked. És azzal szeretném befejezni ezt a délután, nincsen idő, hogy elmondjam, hogy ismertem meg a Jézus Krisztust, hogy győzte meg az én szívemet Istennek beszéde, hogy győzte meg a szívemet az ő hatalma, az ő ereje, és hogy tette át, hogy szült engemet újjá, és hogy őneki átadtam az életemet. Itt az ígéből szeretnék a Máté evangéliumának az utolsó részének egy pár ígeverset felolvasni. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És itten következik a te feladatod és az én feladatom, amit Jézus én rejám, mert te rábízott, akkor, mikor te ővele találkoztál, mikor a te bűneidet elvette és megszabadított, mikor megígérte, hogy mikor eljön, hazavisz téged a mennyeknek országába. De addig nekünk valami tennivalónk van. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végzetéig. Az Úr Jézus Krisztus, te neked, akinek új életet adott, ő azt akarja elvégezni a te életedben, a te szívedben, hogy teljes szívedből, teljes odaadással kövessed Jézus Krisztust, mert olyan sokan vannak még testvéreim, akik még nem ismerik az Urat, mint feltámadott, szabadító, megváltó Krisztust. Menjetek széles világra, ti is, mert titeket a világ vár, és sohajtoznak nagyon sokan bánatosak, nagyon sokan el vannak veszve, nagyon sokan rátuk akarnak hallgatni, nagyon sokan azt akarják, hogy te meg én olyan szolgálatban legyek, hogy elvezessük mindazokat, akik szenvednek, akik kábítóznak, akik káromkodnak, akik veszekednek, akik nem ismerik a megváltót, de te azért vagy itten, hogy megmutasd őnek ilyen a menny felé vezető útat. Erre segítsen meg minket az Úr. Köszönöm szépen. Amen. Amen. Jesus Christus ist auferstanden. Christus enviat. Jesus Christus feltámadt. Hát áldjon meg az Úr a testvéreket, már közel 30 éve Ausztriában élünk, de ha németül kellene prédikálni, hát lehet, én is izgulnám, akkor mondjuk a testvér vagy még jobban, mert nem gyakoroljuk, az az igazság. Magyarul szolgálunk, magyarok között, és ez a természetes nekünk. Most nemrég úgy indított az Úr, hogy vegyem elő a németet is, német Bibliát, és olvassam németül is, hogy tudjak a németek, az osztrákok felé is németül szolgálni és bizonyságot tenni. Nem, hogy nem tudnák, de a bibliai kifejezések ugye egészen más, mint a hétköznapi, és ha nem gyakoroljuk, akkor nehéz. Hát Kassa János vagyok, feleségem Kassa Rebeka, a testvér, aki bizonyságot tett, Simon Jóska, Ginával, a feleségével, édesapám még itt van ott Jóska mellett, Kassa Ambrus, ő nem akart szólni, mert már idős, 83 éves, és nem olyan egyszerű már a beszéd is, de ő is, és mindannyian szeretettel köszöntjük a testvéreket. Mi négyen Bécsből jöttünk, édesapám egy Mosonmagyaróváról, ott él, és ott van egy baptista gyülekezet, vagyis kettő van sajnos, hadd mondjam úgy, hogy sajnos, mert ketté szakadt a gyülekezet, és így két gyülekezet van Mosonmagyaróváron, és az egyikbe ő oda tartozik, és mi is ott szolgálunk vasárnap délelőttünként, délután pedig Bécsben. Testvérek lehet már tudnak valamennyit rólunk a Dombi testvéréken keresztül, már egyszer voltunk itt a testvérek között, és bizonyságot tettünk. Dombi testvérek sokszor megfordultak közöttünk, és a Bécsbe is, gyülekezetbe is, és ahol szolgálunk.
Hála az Úrnak, hogy el tudtak jönni egyik oldalt, és másik oldalt hála az Úrnak, hogy az Úr megsegítette őket, és Mátyást is megsegítette mindeddig, és hiszük, hogy tovább is az ő problémáival, és imádkozzunk tovább is érte, és imádkozzanak a testvérek, értünk is. Van ott egy magyar gyülekezetünk, közösségünk Bécsbe, éppen gondolkoztam, hogy hány éve is vagyunk már, közel 30 éve, hogy ott vagyunk, és úgy 88-ba kezdtük a gyülekezetet, vagyis van írásos feljegyzés, hogy vagyunk, mint magyar közösség 1988 óta. Amikor oda kerültünk, nem volt magyar közösség, vagyis volt, de nem volt teljes evangéliumi magyar gyülekezet vagy közösség, ahova járhattunk volna. Volt evangélikus, református, katolikus, de mi kerestünk egy olyan közösséget, ahol tudjuk az Urat úgy imádni, és olyan testvérekkel, olyan közösségbe, ahogy az ige elvárja tőlük. És mivel nem volt más közösség, a román baptista testvérek voltak, igaz, nem olyan száma, mint most, mert most már nagyon sokan vannak, és oda csatlakoztunk mi is a román baptista testvérekhez, és este elmondtam Szalárdon is, hogy a sors iróniája, hogy innen elmentünk Romániából, nem tudva olyan jó románul, csak amennyi muszáj volt, és ott megtanultunk románul, Ausztriában. Mert olyan testvérekkel voltunk, és az Úr megsegített, és valóban már úgy bekapcsolódtunk a román testvérek közé, szolgáltunk is, de az Úr úgy vezetett, hogy azért kell egy magyar közösség, mert sokan jöttek Magyarországról abban az időben, a 80-as években menekültek kint Ausztriába, és nem volt egy magyar közösség, így hogy megkezdtük 3-an, 4-en, 5-en egy magyar közösséget, és úgy az Úr megáldott bennünket, már azóta vagyunk. Igaz, nem olyan túl sokan, 20-an körülbelül vagyunk a közösségünkben, így váltakozott, mikor több, mikor kevesebb. Még az elején ugye jöttek, ott voltak egy ideig, aztán tovább mentek, Amerika, Kanada, Ausztrália, és együtt voltunk közösség. Hát az Úr megállt bennünket ott is, és arról tettünk bizonyságot, hogy az Úr ott is Úr. A feltámadt Jézus Krisztusnak ott is olyan hatalma van, mint itt, a testvérek között. Mert ő nem változik. Ő nem olyan Isten, aki változzon. Ő ugyanaz marad, tegnap, ma és örökké. És ott is, akik segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik, az erőt kap, az szabadulást nyer Jézus Krisztusban. És gyülekezetben van szolgálatunk, igeszolgálat, énekek, bizonyságtevések, és még részt veszünk egy hajléktalan misszióban is, a Jóska testvér, különösen ő nagyon részt vesz ebben a misszióban a hajléktalanok felé. Hadd mondjam el azt is, hogy sok a hajléktalan Bécsbe, a magyar hajléktalan. Ugye ez egy kicsit furcsa, hogy magyarok hajléktalanok Bécsbe. Hát sokan jönnek Budapestről, Magyarországról, innen Erdélyből is, és más országokból, Szlovákia, Szerbia, ahol magyarok élnek, és jönnek oda Bécsbe hajléktalankodni, hadd mondjam így. Mert jobbak a viszonyok, a szociális viszonyok, még egy hajléktalannak is. Mert kapnak ételt 3-szor egy nap, megvan a városban különböző helyeken, ahol ételt lehet adni, ruhát is adnak, még gyógyszert is adnak, tehát a szociális ellátás elég jó, és sokan jönnek. És hát kérdeztek a tegnap a testvérek Szalárdon is, ahogy voltunk tegnap este, hogy hát hogyan lehet ez? Hát eljönnek ugye Ausztriába többen munkát keresni, és szeretnének egy kicsit ugye jobb életkörülményeket teremteni, mint itt, Erdélybe, és mégis hajléktalanok. Hát lehet hajléktalanként élni, mint úgy, ahogy lehet hitetlenül élni itt a gyülekezetben is. Ott is lehet egy gazdag országban hajléktalannak lenni, azért, mert azt az életformát válassza. Sajnos. És próbálunk segíteni, és adjuk az igét is, hirdetjük, még ételt is adunk, még egy pár eurót is adunk, amikor jönnek, Jóska, adjál 5 eurót, adjál 3 eurót, aztán belenyúlunk a zsebünkbe, vagy Jancsi, adjál, mert hát kell fizetni a szállásra, néha van, ahol kell fizetni 1 eurót, 2 eurót éjszakánként, vagy
kell egy szekrényért, vannak ilyen lehetőségek, vagy egy zuhanyzásért, vagy mosásért, és hát segítünk. Ha az Úr lelke indít, akkor segítünk és adunk, mert az Úr vezet bennünket. De azt is megtapasztaltuk, hogy segítettünk és adtunk, és nem volt eredménye. Hát ugye sajnos ilyen is van. Próbálunk segíteni az embereken, de ők, ha nem akarják, és nem törnek ki abból a környezetből, és nem válasszák Isten útját, akkor benne maradnak abban, sőt, még rendesülnek. És sajnos azt kell lássuk, hogy nagyon sokan nehezen tudnak kitörni abból a környezetből. Vannak szervezetek, vannak missziók, a Caritas is nagyon segít nekik. De mégis, egy lehetőség van csak kitörni abból a környezetből, és megszabadulni a hitetlenségtől itt, Margitán is, és Bécsben is, és ez Jézus Krisztus. Csak általa lehet megszabadulni, mert ő feltámadt és élt. Pál apostol azt mondja, hogy a Krisztus megjelent Péternek, megjelent az apostoloknak, megjelent több mint 500 atyafinak, és végül megjelent nekem is, mint egy idéklennek. Pál apostol belátta azt, hogy igen, Jézus Krisztus nélkül idétlen, torzulott az életem, el van veszve, el van torzulva, ha nincs ott a feltámadott Krisztus. És hadd mondjam azt, hogy mindannyiunknak, neked és nekem is, minden embernek, ha nincs ott az életében a feltámadt Krisztus, eltorzult élete van, és egy hajléktalan élete van, még ha van is itt otthona, de nincs mennyei polgár. Nincs egy örök élete, örök hazája, ahova készülhet, ahova várja valaki. Csak is Jézus Krisztus által, csak is a feltámadott Úr által lehet nekünk polgárjogunk a mennybe. És hiszem, hogy van polgárjogunk mindazoknak, akik elfogadták Jézus Krisztus. Ahogy gondolkodtam a húsvét üzenetén, azt az ígét kaptam az Úrtól, Róma 8-ból, ugye mert azt mondjuk, hogy emberek vagyunk, azt mondjuk, hogy gyengék vagyunk, azt mondjuk, hogy esendők vagyunk, és így van, akik már 20, 30, 40, 50 éve hívők, azok is elmondhatják, hogy megesünk és tévedünk, de Istennek van egy nagyon jó üzenete és ígérete a számunkra, Róma 8-11. De ha annak a lelkel, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Milyen szép ígéret. Meg fogja eleveníteni majd a mennybe? Majd holnap? Nem. Most! Most megeleveníti az Úr. Megelevenít téged és engem. Megelevenít az Atya a Szentlélek által. Azért, mert Jézus Krisztus feltámadt. Meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. Azt akarja, hogy újra és újra igénybe vegyük ezt az ígéretet. Mert Isten kész, ha elestünk, ha gyengék vagyunk, ha összetörtek vagyunk, kész felemelni. Kész, és jön az ő szabadításával. De nekünk igénybe kell venni. Nekünk el kell fogadni, és nekünk akarni kell. A kérdés az, hogy elfogadom-e. Van-e éjség a szívembe, és azt mondom, igen Uram, összetörtem, megestem újra, de jövök hozzá. Adjad a te megelevenítő szellemedet. Adjad és újítsd meg az én életemet. És ahogy feltámad Krisztus a halálból, ugyanúgy Isten megelevenít mindannyiunkat, akik hozzájövünk, és ez nagyon csodálatos. Ez csodálatos megtapasztalni újból és újból, napról napra, hogy Isten megtisztít, megújít, megelevenít, és elkészít a vele való találkozásra. Hadd legyen így testvére! Hadd vegyük igénybe ezt az erőt, ami feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, és most is itt van közöttünk Isten, az ő szent lelke által. Itt van az Atya, mert fiaivá fogadott. Nekünk kell dönteni. Itt folytatja az íge tovább, amit nem olvastam. Ha test szerint értek, meghaltok. De a test cselekedeitek, a lélekkel megöldöklitek,
mi lesz? Élve. Válasszuk az évet. Nem tudom, a tegnap a testvérek között a vezérfonal szerint volt az íge felolvasva, de ugye azt gondoljuk, hogy hát húsvétkor ilyen ígét ott a szalárdon az volt felolvasva, a krónika vagy királyokból? Krónika. Krónikákból, és a korintusi levélből, hogy tisztítsátok el a régi kovászt. Hát húsvétkor ilyen ígét kell? Hát igen. Minden ünnepkor nagy takarítást végzünk, igaz? Vagy ünnep előtt, nem akkor az ünnepkor, mert az már később. Előtte szoktunk nagy takarítást. És nem úgy, ugye végezzük a nagy takarítást, hogy itt van minden az asztalon, és szépen letörüljük a por, de minden marad. Nem, mindent elrámolunk, és mindent kitakarítunk. Mit tett Jézus virágvasárnap, mikor bement a templomba? Felforgatott mindent, igaz? És nem olyan egyszerű az, és ezt kell mi is tenni. Ezt kell mi is, engedjük, hogy Isten szent lelke forgassa fel az életünket, hadd mozgasson ott meg minden, ami ott leülepedett, amit félretettünk, és oda raktunk a szívünkbe, az életünkbe, gondolatok, érzések, megjegyzések egymásról, a testvérekről. Engedjük, hogy forgassa fel az Úr, mert csak így tud nagy takarítást végezni. Ha megtaláljuk, megkeressük a régi kovászt, és kitakarítjuk. És igen, ezt akarja az Úr. Húsvét ünnepét megtisztítani. Mert készülünk egy nagy találkozásra vele. És ha nem tesszük meg a nagy takarítást most, akkor olyan dolgok maradnak ott a szívünkbe, ami visszahúz. Ami nem fogja engedni, hogy jöven, Uram Jézus. Nem fogjuk tudni azt mondani a Szentlélekkel, hogy jöven, Uram, ha ott van a régi kovász. Csak úgy, ha kitakarítottuk, és kovásztalanok vagyunk. Segítsen meg az Úr, hogy így legyen, és vegyük igénybe az ő szent lelkének az erejét. Vegyük igénybe Isten igéjét, és mindazokat az ígéreteket, amit azért adott az Úr, hogy elkerüljük a romlottságot, ami van ebbe a világba, és tisztán megállhassunk előtte. Segítsen meg az Úr a testvéreket itt Margitán, bennünket is ott Pécsbe, és Pálon éljünk ezen a világon. Hadd éljünk szent életet, az Úr számára kiválasztott, félretett életet, hogy ott lehessünk majd vele is a mennybe. Ott is ünnepelhessük a feltámadás ünnepét örökké az Úrral, dicsőségben, együtt a testvérekkel, és mi is legyünk ott testvérek. Amen. Amen. Dávid most újból te következel, aztán nem tudom, ki következik, mert nem tudom. De aki készen van szolgálni, azt kérem szépen jöjjön ide és
hajnalán. Húsvét hajnalán megdobban a szívem. Imádlak téged, égi mesterem. Remegő ajkon háladalba kezd. Zsoltár éneklés, szent lelkesedés száll a magasba. Arcomon mosoly, boldoggá tesz a halál fölötti dicső győzelem. Hogy az a nagy kő nincsen már jelen a sírszájánál, sem a szívemen. Uram, dícs neked, hála a tied, győzelmes arcod én felém ragyog. A te műveid dicsőek nagyok, a hajnal pírja már megérkezett. Illat, napsugár, csodás kikeret, birtokává lesz a lelkem világa. Szent fénysugárban angyalok kara, zen dicsőséget, örök hozsannát. Keblem mélyén egy csengő hang tör át, e hang ajkamra tapad édesen, és én tovább zengem, tovább éneklem, tovább kiáltom, mert ez nem álom. Hogy részt törjön kiáltó szavam, néma ajkakon, sötét füleken, sebzett szíveken, ahol kín van, át a hegyeken, a földrészeken, szúgó, tomboló bűn óceánon, viharfelhőkön, embererdőkön, népek vadzaján, jajok viharán, nyomort anyákon, sötét éjszakán, át az életen, és át a halálon, hogy Krisztus győzött, bűn s pokol fölött. Krisztus feltámad, az élet ura sírban nem maradt. Feltámadása lelkünk üdvelet, ki benne hisz, nyer örök életet. Elmúlt a vihar, a zord lelki tél, megváltom él, megváltom él. Húsvét hajnalán megdobban a szívem, imádlak téged, győztes királyom, megváltom Istenem. Amen. Amen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és örülök, hogy itt lehettek ezen a szép ünnepen. Anikó kérdezte, hogy van-e egy versem? Mondtam, hogy hát azt nem hoztam magammal. És szó volt itt az izgalomról a kezdetén, és eszembe jutott, gondolom sokan ismerik, dr. Mészáros Kálmánt, Magyarországon volt ezelőtt a egyházelnök, és egyszer egy hálaadó ünnepen személyes találkozásban beszélgetünk, és ott is erről jött fel, hogy hát az izgalom, és hogy mindenki a legjobbat akarja hála ünnepen hogy előhozni az Úrnak, és azt mondja, hogy hát ő is eljött, és hogy abban a kicsi gyülekezetben, de hát az a gyülekezet, ne így gondolják, hogy ilyen kicsi gyülekezet, hanem 5 személyből állt az a gyülekezet, csak hát voltunk még vendégek is persze. És azt mondta, hogy mégis olyan remegéssel állok most ide a szószék elébe, és azt mondja, hogy eszembe jut édesapámnak a mondása felém, mikor avattak lelki pásztorá először, annyira remegtem, és ezt elmondtam édesapámnak, hogy hát nagy izgalom és belül olyan remegés van bennem. És azt mondta az idős édesapja, fiam, mikor nem érzed azt a remegést, ne állj oda a szószékhez. Mert egy nagy Isten, akit te hirdetni akarsz, az téged nem hagyhat közömbösen. Én is most így vagyok itten, a testvérek előtt, hogy a szívemben ott a remegés nem a félelem miatt, hanem az a nagy szeretet, amely megragadta a szívemet. Egy vers jutott nekem eszembe, sajnos nem tudom elmondani. És lehet valakik ismerik ezt a verset, hogy húsvét előtt és húsvét után. Talán Túrmezei Erzsébet írta, hogy húsvét előtt, hogy nehéz szomorú léptek, sok miértek. És a vége, ami a lényegére szeretnék, hogy csak annak van igazi húsvétja, akinek előtte volt igazi nagy péntekje. Mert aki nem volt a kereszt alatt, és nem találkozott még a szenvedő Jézussal, az nem tud örülni a feltámadásnak sem. Római levélből egy verset szeretnék idézni. A 6. részből, a
hetediktől olvasom. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus a feltámadt a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. És ez igaz lesz bennünk is, hogy akkor már nem leszünk a bűn szolgaságában. Nem azért, mert nagyon tökéletesek leszünk, hanem amiről énekeltünk ebbe az énekbe. A kegyelem. Semmi nem elég nekem, hogy jót, valamit felmutassak Isten előtt. Csak a Jézus Krisztus érdeméért kapok kegyelmet. Nekem ebben van reménységem, hogy a Jézus Krisztus áldozata elég az én bűneimre, és hiszem azt, és merem mondani, hittel Jézus Krisztusra nézve, amit Jobb kimondott a 19. rész 25. versében. Mert tudom, hogy az én megváltom él, és korom felett ő majd megáll. Amen. Jézus így szólt hozzá, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Jézus nevén szólította, Mária. Az megfordul, és így szólt hozzá, Robóni, ami azt jelenti, mester. Bányai Ferenc név, Robóni. Még piros a kereszt az ártatlan vértől, még hangos a város az ajongó néptől. A kisorsolt ruhár lengeti a szellő, fénysugárban úszik, boskom a felhő. Pirkadó hajnalban rózsaillat árad, nárdus olajával Hús Mária fárad a temető kertbe, hol harmad csepp ragyog. Tétova léptekkel a sír előtt lerogy. Hosszú évezredek vágyódó reménye, hite, bizalma ott van a lelkébe, hogy életre keljen mestere szavára, s örök üzenetet vigyen a világba. Hisz őt soha senki még úgy nem szerette, mint az, aki nehéz bűneit elvette. S mikor ott a kertben hangját újra hallja, mesterem, Rabóni, hangos szívvel hallja. A kereszt elfoghat, nem pirosra vértől. Nem zajog a nép sem a fizetett bértől, de Mária hangja, itt cseng a lelkembe. Mesterem tündököl, hitem napfényébe. Amen. Amen. Dávid még fog szolgálni egy énekkel, aztán készülünk az igehirdetésre, egy éneket fogunk énekelni közösen. Nem baj, ha Dávid is vezeti, vagy hogy fogjátok csinálni ezt, hogy nem tudom. Tehát előbb egy ének, aztán közösen fog a gyülekezet énekelni. Mert ha énekelünk, szeretném azt, hogyha imádkoznánk lélekben a testvérünkért és önmagunkért is. Ő érte, hogy hirdesse az igét, és ugyanakkor önmagunkért is, hogy azt, amit hirdet, azt megértsük. Itt van Göri, 639-es számunk neki. Thank you.
Tatăl nostru din ceruri, te binecuvântăm pentru lucrările tale minunate. În mod deosebit astăzi, binecuvântăm numele Tău pentru învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Mulțumim că din dragoste pentru noi L-ai dat să moară, să ne făurească o mântuire și mulțumim că L-ai înviat din morți. Și El este temelia credinței noastre. Doamne, astăzi binecuvântăm numele Tău. Te rog în momentele acestea să ne dai har și descoperire din cuvântul Tău. Și mă rog să lași Duhul Sfânt peste mine și peste noi toți. Să înțelegem cuvântul și să-L facă viu și lucrător. Binecuvintează Biserica, Doamne. Binecuvintează toți copiii Tăi. Și lasă peste noi toți o cercetare sfântă. Te rugăm în numele Mântuitorului și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Hristos a înviat? Aleluia! Frate și surori, trebuie să vă fac o mărturisire ușor jenantă. Îți vecin de grădina și cu lumea noastră și ultima dată când am fost aici, am fost la deschiderea bisericii. Rușine. Dar mai sunt părtășie cu dumneavoastră, cu frații care vin și mai lucrează de aici, ei mă mai întâlnesc. Și în același timp, mai cânt cu dumneavoastră când sunt prin curte și vă aud cântând, în special în cursul săptămânii când aveți adunare, pe duminica, și eu plecat. Atunci vă aud cântând și mă bucur și cânt cu dumneavoastră, mai aud sâmbătă, cred că tineri se adună sau... Și îmi face plăcere să vă aud și parcă simt așa un fel de părtășie cu dumneavoastră, deși nu ne vedem. Mă bucur că în seara asta am ocazia să fiu în părtășie cu dumneavoastră, să ne vedem față în față. Pe o parte din dumneavoastră vă cunosc de ani mulți, pe unii v-am uitat. Și pe alții nu i-am întâlnit încă, dar Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră în seara asta despre semnificațiile învierii Domnului Iisus Hristos. Și am aici o listă cu versete la care vreau să ne uităm. De asta nici n-am citit un text, pentru că ne vom uita la mai multe pasaje din Scriptură și să vedem ce ne învață cu privire la care sunt semnificațiile acestui eveniment. Învierea în sine e un lucru fantastic. Evident că e o minune. Evident că e ceva dincolo de naturalul și firescul lucrurilor. Dar atunci când privim la Domnul Iisus Hristos și când ținem cont cine este El, învierea Lui capătă alte dimensiuni. Pe de altă parte, moartea și învierea Lui nu este o simplă moarte și înviere. A murit și a înviat Lazar. Au mai murit și au înviat și alții. Dar nu e același lucru. Moartea lui Hristos e specială și are de-a face cu noi. Învierea lui Hristos e specială și are de-a face cu noi. Dacă ne-am gândit simplu la moartea și la învierea Domnului Iisus Hristos, învierea Domnului Iisus Hristos, frați și surori, este cel mai natural lucru. Învierea, singura înviere care nu e o minune, e învierea lui Hristos. Adică, e normal să învieze Hristos. Ne spune Scriptura că moartea nu l-a putut ține. Era imposibil să fie ținut în moarte. Aduceți-vă aminte cum îl descrie Ioan. În Evanghelia după Ioan, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Viața a tot ceea ce există și a tot ce... Hristosul este Cel care creează. Îi se dă onoarea să creeze toate lucrurile. Din El își au toate viața. Și apoi ne spune Ioan, și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Credeți că Cel în care toate își au ființa, Cel din care toate și-au primit viața, putea să fie ținut în mormânt? Dacă
Cel ce a fost crucificat este Fiul lui Dumnezeu, este cuvântul care era la început cu Dumnezeu, cel prin care s-au făcut toate lucrurile. N-avea cum să fie ținut în mormânt. N-avea cum. Dacă aduceți-vă aminte de faptul că Domnul Iisus Hristos îl înviază pe Lazar. Și foarte interesantă e întâmplarea respectivă, Ioan capitolul 11. Când aude că e bolnav Lazar, Domnul mai întârzie câteva zile, între timp Lazar moare și când ajunge e în mormânt. Și spune, fratele tău va învia. Și Marta îi răspunde, da, sigur, va învia la învierea de apoi. Și atunci Domnul Iisus are aceste cuvinte, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Domnul Iisus Hristos este învierea și viața. N-avea cum. Înțelegeți? Cel ce îl înviază pe Lazar. Dacă mai spun un lucru. Dacă ne uităm în Matei 27, versetul 53, ni se vorbește despre faptul că atunci când moare Domnul Iisus Hristos, se întâmplă niște fenomene deosebite. Întoarceți în Matei 27. Versetul 50 și... De la 51 la 54. După ce Domnul Iisus Hristos și-a dat Duhul, ni se spune, perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Și uitați-vă ce se întâmplă mai departe. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte și observați când? După învierea lui, au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Învierea Domnului Iisus Hristos este cel mai natural, cea mai normală dovadă, evidență a Dumnezeirii Lui. Dacă El este Cel ce a creat toate lucrurile, observați că și la moartea Lui au loc aceste fenomene fantastice. Se cutremură pământul, se despică stâncile, se deschid mormintele, înviază Sfinții și după învierea Lui, după învierea Domnului Iisus Hristos, intră în Ierusalim. Nu știu ce a făcut în cele trei zile ăștia care au înviat, care au ieșit din morminte, dar așa ne spune că la moartea Lui s-au deschis mormintele, au înviat și după învierea Domnului au intrat și ei în Ierusalim. Toate lucrurile astea, frați și surori, legați-le de fapte, de textul din Faptele Apostolilor 2:24. Dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Era imposibil. Și Romanul 1:4 spune, este dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea din morți, sau prin învierea morților. Ce spun pasajele acestea este că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, are autoritate, are stăpânire, are putere asupra morții, era absolut de așteptat. Și Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor Lui de multe ori despre învierea Lui. Le spune la un moment dat, la schimbarea la față, le spune Domnul Iisus Hristos, nu spuneți lucrurile acestea nimănui până după învierea mea.
Și ucenicii prostași se duc, ce învierea? Ce? Și ne spune Scriptura că după învierea lui și-au adus aminte de cuvintele Domnului și au crezut. Așa cum moartea Domnului Iisus era parte din planul lui Dumnezeu, învierea Domnului Iisus Hristos era la fel parte din planul lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este deasupra morții. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, are viața în sine. Și ne spune Scriptura, cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul, n-are... Viața este strâns legată de Domnul Iisus Hristos. Creația își primește viața din El. În El era viața. Și viața era lumina oamenilor. Creația își primește viața din El. Noi, copiii Lui, ne primim viața din El. Hristos e viața. Dar, care e dificultatea învierii Lui și ce legătură are învierea Lui cu noi? În mod direct. Da, dovedește cu putere că e Fiul lui Dumnezeu. Și dacă e Fiul lui Dumnezeu, era imposibil, era cu neputință să fie ținut în moarte. Vă invit să citim Romani 4:25. Și spune așa. Care a fost dat, vorbim despre Hristos, Domnul nostru, care a fost dat, adică omorât, din pricina fără de legilor noastre, și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Versetul ăsta ne vorbește despre două roluri pe care le are Domnul Iisus Hristos. Ne spune, El a fost dat sau a fost omorât, de ce a murit Domnul Iisus Hristos? Pentru păcatele noastre. Din pricina fără de legilor noastre. Care e rolul Lui aici? Aduceți-vă aminte care e mesajul lui Ioan Botezătorul. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și asta este o imagine vechi testamentală. Vă aduceți aminte cum avea loc ispășirea sau iertarea păcatelor la evrei? Prin jertfă. Prin jertfă de animale. Erau două etape în iertare. Prima etapă, când un evreu... Stau aici tot. Aș veni mai aproape, dar... Când un evreu păcătuia, trebuia să aducă o jertfă. Un animal. De regulă, un miel sau un iert. Dacă era mai sărac, putea să aducă și un alt animal. Dar trebuia să meargă cu animalul respectiv, datorită păcatului pe care îl făcuse, la poarta cortului întâlnirii, sau mai târziu la poarta templului. Și acolo urma să-și pună mâna pe capul animalului și cu cealaltă mână să-l sacrifice, să-l omoare. Preotul venea și lua sângele animalului și mergea și făcea stropire cu sângele animalului pe altar. Altarul care era în curtea templului. Altarul arderilor de tot. Fiecare evreu făcea treaba asta. Când, de câte ori ai păcătuit, trebuia să te duci cu animalul. Ce făcea el prin asta? Spunea, animalul ăsta transfer păcatul meu asupra lui și animalul ăsta moare datorită faptului că eu am păcătuit. Și ne spune Scriptura că altarul se încărca cu păcatele poporului timp de un an. Și apoi venea marea sărbătoare a ispășirii sau sărbătoarea de Yom Kippur, când marele preot trebuia să facă ispășirea poporului și curățirea altarului și a cortului sau a templului mai târziu. În momentul acela, marele preot avea slujba de mediator între oameni și Dumnezeu.
Adică ce făcea? Era singurul care avea acces. În primul rând trebuia să aducă o jertfă pentru sine, pentru curățirea lui, ca să poată face oficiul acesta, slujba asta, de mijlocitor pentru poporul său. El trebuia să aducă o jertfă pentru sine. Altfel, dacă intra în prezența lui Dumnezeu fără această jertfă, ar fi fost omorât. După această jertfă, aducea o jertfă pentru popor. Nu intru în detalii, în ce constau, e un pic mai complicat și... Dar, ideea era aceasta. Animalul era sacrificat pentru păcatele poporului, marele preot lua sângele animalului și de astăzi dată trebuia să intre cu el în templu, în Sfânta Sfintelor. Templu avea două încăperi. În prima încăpere era masa cu pâinile pentru punerea înainte, era altarul tămâierii și era sfeșnicul cu cele șapte lumini care erau ochii lui Dumnezeu, care priveau spre popor, spre pâinile care au pus pe masă. Dar în Sfânta Sfintelor era chivotul legământului. Era prezența Domnului. Locurile astea erau separate prin acea perdea despre care am citit că s-a luat, știți? Ei, marele preot intra de astă dată cu acest sânge, o singură dată pe an, în Sfânta Sfintelor, ca să facă stropire pe capacul chivotului. Se puteau întâmpla două lucruri. Dacă Dumnezeu primea jertfa lui, poporul era iertat. Dacă Dumnezeu nu primea jertfa lui, marele preot murea în Sfânta Sfintelor și poporul nu primea iertarea de la Domnul. Și din această pricină, când marele preot intra în Sfânta Sfintelor, se făceau două lucruri. Avea agățați niște clopoței de poalele hainei, ca atunci când se mișcă cei care sunt dincolo să știe că e viu. Dacă înceta zgomotul, însemna că marele preot a fost omorât. Și poporul n-a primit iertare. N-aveau voie nici măcar să intre, să-l scoată afară. Ci era legat, când intra, era legat de picior cu o frânghie. Și dacă nu se mai auzeau clopoței și își dădeau seama că a fost lovit de Dumnezeu și a murit, îl trăgeau de frânghie afară, pe sub perdea. Aici e legătura cu Domnul Iisus și cu învierea Lui. Domnul Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Așa e? Da. Dar Domnul Iisus Hristos este singurul mare preot care face vreodată mijlocire pentru poporul lui Dumnezeu. Pentru că ne spune în Evrei, dacă sângele taurilor și țapilor ar fi putut face curățirea, nu mai era nevoie de Hristos. Dar sângele taurilor și țapilor și al mieilor și tot ce s-a jertfit înainte, doar arătau spre Hristos. Doar arătau o mântuire pe care Dumnezeu o dă prin jertfă. Oamenii trebuiau să vadă că păcatul aduce moarte și că Dumnezeu dă prin harul Lui o iertare. Domnul Iisus Hristos nu este doar mielul de jertfă, ci dacă întoarceți în Evrei, capitolul 9, e un text foarte frumos. Capitolul 7, 8 și 9 din Evrei ne vorbesc despre Domnul Iisus Hristos ca mare preot. Și uitați-vă ce spune în 9:11. Dacă aveți curiozitate, citiți-le că sunt fantastice. 9:11 spune așa. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. Și uitați-vă ce spune mai departe. A trecut prin corpul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din creația aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna, unde? În locul preasfânt. Nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său. Și aici e partea cea frumoasă. După ce
a căpătat o răscumpărare veșnică. Practic, Domnul Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu care își dă sângele, este jertfa pentru păcatele noastre, dar El este marele preot. Pentru că iertarea noastră nu se face aici pe pământ. Nu se face în Templul din Ierusalim, nu se face în portul care era în Israel. Iertarea păcatelor noastre se face în Templul acela după care a fost copiat cel de pe pământ. Adică acela din cerul, din prezența lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos merge cu însuși sângele Său. Atunci când moare, merge cu însuși sângele Său înaintea lui Dumnezeu să facă ispășirea păcatelor noastre. Și ne câștigă o răscumpărare veșnică. Asta spune aici. După ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Ce înseamnă atunci învierea Domnului Iisus Hristos, frați și surori? Este evident. Ce înseamnă? Ce rol are? Ce demonstrează? Romani 4:23. 4:25. El a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat. De ce a înviat? Din pricina că Dumnezeu ne-a dat iertare. Că au primit jertfa. Din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Când Hristos merge cu sângele Său înaintea lui Dumnezeu, în Sfântul Locaș, Dumnezeu primește jertfa Lui și când Dumnezeu primește jertfa Lui, ăsta e mesajul clar. Da, Dumnezeu a dat poporului Său iertare. Slăvit să fie Domnul! Amin. Frații și surori, ăsta e primul mesaj al Domnului legat de noi. Da, El a murit datorită fără de legilor noastre, dar a înviat datorită faptului că suntem socotiți cum? Neprihăniți. Iertați. Curățiți. Și atunci, dacă ești în seara asta și sărbătorești învierea, de fapt ce sărbătorești? Faptul că Dumnezeu ți-a extins harul Lui ție și mie. Și iertarea Lui mie și ție. Și învierea Lui e dovada faptului că iertarea noastră e sigură. Nu? Oare ne va ierta? Dumnezeu știe. Ajungem în... Dumnezeu știe. Ne va ierta? Dumnezeu știe. Ho, nu! Când marele preot ieșea din templu, viu, știți ce făceau evreii? Strigau, țipau, dansau de bucurie. Dumnezeu ne-a iertat încă un an. Doar că jertfa trebuia repetată în viitor. La învierea lui Iisus Hristos. Oamenii n-au priceput. Dar cred că o striga cerul. Cred că în cerul s-a binecuvântat numele lui Dumnezeu. Pentru că oamenii nu înțelegeau. Dar pe fiecare om care începe să înțeleagă, primește binecuvântarea asta și mântuirea asta lui Dumnezeu. Cred că fiecare om care începe să înțeleagă, trebuie să strige, lăudat să fie Domnul. Amin. Și să zică, Doamne, îți mulțumesc. Doamne Iisuse Hristoase, jertfa Ta e destul, îi deplină, îmi aduce iertarea integrală. Doamne, nu de mine depinde, ci de slujba pe care Tu ai făcut-o pentru mine. Nu doar că a murit pentru noi, dar a mijlocit pentru noi. Și ne-a câștigat o iertare și o mântuire veșnică. Asta e unul din lucrurile care pe mine mă bucură fantastic legat de învierea Domnului Iisus Hristos. Mai sunt câteva. 1 Petru 1:3. Și aici e o altă minune. 1 Petru 1:3.
Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, ce-a făcut? Ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Ce legătură are învierea cu noi? Ne-a născut din nou. Ce-a născut din nou. Ce ne aduce moartea Domnului Iisus? Nădejde vie. Nădejde vie. Dar prin moartea Lui ce ne câștigă? Viață. Viață? Iertare. Prin învierea Lui se dovedește că iertarea e dată, oferită de Dumnezeu, sigură, dar și prin învierea Lui, Dumnezeu lucrează în noi, practic, nașterea din nou e învierea noastră. Nu învierea după moarte, ci învierea aici, din această moarte. Uitați-vă, vă rog, în Coloseni 2:12. Fiind îndropați împreună cu El prin botez și înviați împreună cu El prin credința în puterea Lui Dumnezeu care L-a născut din morți. Dacă ne-am făcut una cu El, spune Romani, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Romani 6:4. După cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Învierea Domnului Iisus Hristos, frați și surori, realizează marea minune a transformării și a scoaterii noastre din moarte. Nu ne referim la învierea morților îngropați, ci ne referim la învierea morților pe două picioare. Nu la cei ce au plecat, ci ne referim la acea înnoire, la acea întâlnire, la acea revelație, la acea deschidere, ne deschide ochii. Și ne transformă. Vă aduc aminte discuția Domnului Iisus Hristos cu Nicodim. Merge Nicodim și căuta el ceva. Era un om credincios, dar căuta, îi lipsea ceva. Și Domnul Iisus îi spune, Nicodime, adevărat, adevărat îți spun că trebuie să te naști din nou. Să te naști din Dumnezeu. Să te naști din apă și din Duh. Dacă nu se naște cineva din nou, nu poate nici măcar să-L vadă pe Dumnezeu. E acea lucrare de deschidere a minții și în același timp acea lucrare de transformare a noastră. Domnul Iisus îi mai spune ceva acolo lui Nicodim. Ce este născut din carne este carne. Ce este născut din Duh este Duh. Cu alte cuvinte spune, carnea sau firea pământească nu poate produce decât lucrările și faptele firii pământești. Este o lege în noi. Apostolul Pavel vorbește despre asta în Romani, în alte cuvinte și spune, după mintea mea îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care mă ține rob legii păcatului și a morții. Vreau să fac binele și răul pe care nu vreau să-l fac stă legat de mine. Și zice el, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Ce spune el de fapt aici? Firea pământească este profund coruptă și nu poate fi schimbată. Ce este născut din carne este carne, sau cu alte cuvinte, firea produce numai ce produce firea. Dacă îți crește în curte un corcoduș, dacă îl sapi, îmi place să mă ocup de pom și din astea, de la bunicul am prins așa un fel de drag. Venea bunicul la noi, stătea undeva la Deva și venea la noi odată pe an, primăvara, și atunci altoia pom. Și am prins drag de la el.
Dacă îți crește un corcoduș în curte și zici, nu-i nimic, o să-l îngrijesc, o să-l antrenez, o să mă ocup de el și o să-l fac să producă niște prune mari, frumoase, roșii. Și îl sapi și îl îngrijești, îi pui gunoi, îl tunzi, îl stropești, îi pui și fundițe. Ce va produce? Dar de ce? De ce nu se lasă ridicat, înnobilat, schimbat? Pentru că asta e natura lui. Indiferent ce faci cu el, asta e natura lui. Un singur lucru poți să faci. Și într-o zi vine bunicul cu un briciat și mă ia cu el și zice, uite, vreau să facem pomul ăsta să producă niște renglote mari, așa. Dar zice, trebuie să-i facem o operație. Și iau crenguță de acolo și iau o bucățică, un mucure și îl implantează. Practic asta e altoirea. Îl implantează în pomul de natura cealaltă. În speranța că va trăi acolo, se va lipi acolo și se va dezvolta și va fi purtătorul unei noi naturi. Și dacă ai pus, nu știu ce fel de soi, ceea ce se dezvoltă acolo va rodi conform naturii respective. Asta e nașterea din nou, frate. Firea pământească produce numai conform naturii ei. Firea pământească e definitiv păcătoasă și nu poate fi îmbunătățită. Niciodată nu va face voia lui Dumnezeu. Ci nevoie să pună Dumnezeu în noi, și așa spune în Scriptură, și așa mult îmi place, zice, a pus în noi sămânță dumnezeiască. Dumnezeu pune în noi Duhul Lui Cel Sfânt. Altoiește în noi natură divină. Și asta e nașterea din nou. Și în momentul în care pune Dumnezeu în noi din natura Lui, asta începe să le dea o altă lumină ochilor. Începem să vedem lucrurile altfel. Pricep dintr-o dată, ți se deschide o altă lume și nu-ți mai plac lucrurile care ți-au plăcut și zici, Doamne, ce minunat ești! Asta realizează învierea Domnului Iisus Hristos, dragi soră. Dumnezeu ne-a născut din nou prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Moartea Lui ne aduce iertarea, învierea Lui ne aduce viață. Ne-a născut din nou. Dacă cumva nu te-a născut din nou încă, astăzi, de ziua învierii Domnului Iisus Hristos, spune-i Domnului, Doamne, înviază-mă și pe mine. Doamne, transformă-mă și pe mine. Doamne, adu-mă la viață. Doamne, poate te-ai străduit ani de zile să faci voia lui Dumnezeu și mereu ai falimentat. Și vreau să-ți spun în seara asta, nici nu mai încerca. Voia lui Dumnezeu o faci după ce Duhul Sfânt pune în tine natură dumnezeiască. El îți va da puterea. El îți va da ajutorul. El te va transforma pe dinăuntru. Eu nu mă pot transforma. Nu mă pot. N-am cum. Păcatul nu e un accident în noi, frate și surori. Păcatul nu e un accident în viața unui om. Păcatul e o lege. Zice, văd în mădularele mele, Apostolul Pavel, o altă lege care mă ține rob legii păcatului. Wow! Ce înseamnă că păcatul e o lege în noi?
o lege, referindu-se la legile naturii, nu la legile codului civil sau penal. Este o lege a fizicii. Datorită căruia toate lucrurile sunt atrase de pământ. Sau cad pe pământ. Dacă dau drumul la ochelari, ce se întâmplă? Cad. Dar mai încerc o dată. Și data viitoare va fi așa. Dar dacă încerc de 1000 de ori, nu s-ar putea ca totuși măcar o dată să nu cadă. De ce? Există o lege a gravitației. Pentru că e o lege. Datorită acestei legi, noi nu putem zbura. Nu putem. Decât în momentul în care intervine o lege mai mare decât ea. Și totuși putem zbura. Și te urci în avion, în Budapesta și aterizezi la New York. Sau la Frankfurt. Aveți grijă unde aterizați. Cum se poate totuși? Atunci când o lege mai mare se aplică peste această lege. Nu intrăm în detalii de aeronautici acum. Dar Apostolul Pavel vorbește despre asta și spune, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că legea Duhului de viață în Iisus Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Cu alte cuvinte, Duhul de viață în Iisus Hristos mă salvează de legea asta care mă ține rob legii păcatului. Toți au păcătuit, îți lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gândurile din inima omului sunt îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Asta e legea firii mele pământești. De asta am nevoie de transformare divină. Transformare divină care se întâmplă prin învierea lui Iisus Hristos. Atunci când cred în moartea și în învierea Lui. Dumnezeu îmi dă mie această înviere. Prin învierea Lui. Slăvit să fie Domnul. Amin. Ai această înviere. Nu încerca. De 1000 de ori. Și de 1000 de ori. Și dacă te încăpățânezi și dacă te încăpățânezi și încerci de încă 1000 de ori. De încă 1000 de ori va fi același eșec. Pentru că Domnul Iisus spune ce este născut din carne este carne. Și în mădularele mele, spune Apostolul Pavel, văd o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Cu mintea îmi place cuvântul. Nu-i așa că ne place Scriptura. Cu aplicatul e mai greu. Cu mintea ne place. Dar în mădularele noastre există o altă lege. Și numai atunci când Dumnezeu pune în noi natură divină, legea asta a păcatului și a morții e anihilată, e legea Duhului de viață în Hristos Iisus mă izbăvește de ea. O singură atenționare aici. Firea pământească continuă să coexiste. Așa cum în pomul altoit coexistă două naturi. Și atunci îmi revine mie responsabilitatea să hotărăsc care din cele două naturi voi cultiva. Care se va dezvolta. Mi-aduc aminte o imagine, mă urmărește o imagine din copilărie. Părinții mei aveau în curte un cireș mare, aveau mai mulți, dar aveau unul mare negru cu cireșa mare. Și cineva altoise acolo, bănuiesc cu tot bunicul, altoise acolo un altoi cu niște cireșe roșii mai mari. Doar că, dintr-o eroare de îngrijire, nu știu de ce, copacul era cât
până la tavan și altoiul era atâta. Și făcea cam 5 cireșe, cam 5 cireșe roșii și restul era plin cu cireșe negre amare. Bune și alea pentru dulceață, la locul lor, da? Mă întreb, oare există astfel de creștini? În care natura aia nouă, nobilă, s-a dezvoltat doar atâtica și firea pământească s-a dezvoltat cât casa. Există? Mă urmărește copacul ăla. Și mă rog Domnului să nu fie așa. Dacă a pus în noi natură dumnezeiască, sămânță dumnezeiască, a pus-o ca să ne transforme, a pus-o ca să putem trăi o altă viață. Prin învierea Lui a fost adus la viață. A fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Vreau doar să enumerez încă câteva însemnătăți ale învierii Domnului Iisus, fără să intrăm în multe detalii. Romani 14:9. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Prin moartea și învierea Lui, Hristos își câștigă drept și autoritate, drept de stăpânire și peste cei ce au murit și peste cei ce trăiesc. Și noi suntem ai Lui, răscumpărați cu un preț. Avem un stăpân și El are drept de autoritate pentru că viața pe care o trăim acum este viața Lui. Romani 8:34. Cine-i va osândi? Hristos a murit? Ba mai mult, El a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Domnul Iisus Hristos, Cel înviat, înălțat în slavă. Uneori îl privim ca și Cel care a scăpat de noi. A fost aici pe pământ, nu i-a fost ușor, am făcut tot ce nu trebuia să facem și în sfârșit a fost înălțat în slavă și a scăpat de noi. Nu, Domnul Iisus Hristos nu a scăpat de noi sau nu a vrut să scape de noi. Ci spune când se despart de credici, mă duc să vă pregătesc un loc. Că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și uitați-vă ce face El acum. Hristos a murit, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Domnul Iisus Hristos, Cel înviat, se roagă Tatălui pentru tine și pentru mine. Și mijlocește pentru noi. Și ne spune să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm ajutor și să fim ajutați în vreme de nevoi, căci n-avem un mare preot care n-are milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. De aceea, El poate să ne înțeleagă și de aceea El mijlocește ca unul care a trecut prin toate experiențele noastre să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului. Ca să căpătăm ajutor, să fim ajutați în vreme de nevoie. Frații și surori, sunt promisiuni atât de binecuvântate, atât de mare, atât de scumpe, atât de extraordinare. Dar ajungem acum la una dintre cele mai minunate lucruri pe care ni le aduce învierea Lui. 1 Corinteni 15,
cu 20. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, 21 și 22, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Și vă rog să-mi spuneți dumneavoastră cum să înțelegem asta. Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Prototip. Aha. Altcineva? Hristos a înviat din morți într-un mod special și cu o semnificație specială. Care e aceea? Prototip, spunea fratele. Ce înseamnă acest lucru? Prototip. Primul. Ce reprezintă? Primul. Primul. Și asta ce înseamnă? Modelul. Urmează alții. Și care sunt alții? Mort. Aha. Practic, Hristos deschide drumul și zice, după mine, toți cei ce-au murit. După cum prin om a venit moartea în lume, tot așa prin om a venit și învierea și după cum toți mor în Adam, toți vor învia în Hristos. Hristos a înviat pârga celor adormiți sau primul după care se încolonează toți în înviere. Amin? Amin. Frate și surori, pentru un om credincios, moartea nu e marea problemă. Pentru un om credincios, viața e marea problemă. Cine are pe Fiul, are viață. Dacă sunt în Hristos și Hristos este în mine, frate și surori, moartea mea este cea mai minunată experiență pe care o voi gusta vreodată. E ceva de un milion de ori mai grozav decât emigrarea în Statele Unite. De un milion de ori mai grozav. Învierea lui Hristos îmi spune că moartea ta este o haltă a trupului. Dar mai îmi spune ceva, că inclusiv trupul ăsta pe care îl punem pentru o vreme în pământ va fi răscumpărat și el. Și că învierea Domnului Iisus Hristos este tiparul învierii mele, prototipul învierii mele, modelul învierii mele. Vă aduceți aminte de învierea Domnului Iisus Hristos? În Matei este descrisă diferit de celelalte evanghelii. Marcu, Luca și Ioan descriu învierea cu femeile care merg la mormânt și găsesc sau nu găsesc. Matei descrie acolo ceva special și zice... S-au dus femeile acolo, dar de asta dată, și se spune, s-a făcut un mare cutremur de pământ. Căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, o răsturnat piatra de la ușa mormântului și o șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea albă ca zăpada. Eu vă întreb, când a coborât îngerul și a dat la o parte piatra, atunci a ieșit Domnul Iisus afară? Ce întrebare, nu? Stai singurul răspuns pe care îl poți da. Oh, nu! Cu tremurul de pământ era în Hristos care se elibera de legăturile morții. Hristos nici nu era acolo.
Hristos înviase, Hristos plecase. N-avea nevoie să dea îngerul la o piatră, să dea piatra la o parte. Hristos ieșise deja din mormânt în momentul în care piatra e dată la o parte. Nici nu era acolo. Pe Domnul întâlnesc femeile mai târziu, după ce îngerul stă de vorbă și zice: duceți-vă că îl veți întâlni. Și totuși, acest Domn Iisus își așteaptă ucenicii pe malul mării cu niște pește pus pe jar și zice: haideți să mâncăm împreună. Și aici ne arată că inclusiv trupul Domnului fusese răscumpărat, doar că era de asta dată slăvit, diferit. N-are nevoie să se dea piatra la o parte ca să iasă afară din mormânt. N-are nevoie să deschidă ucenicii ușa ca să intre în camera de sus. Știți? Când ucenicii stăteau acolo îngroziți, închideți ușile să nu intre peste noi. Și Domnul Iisus zice, a stătut dintr-o dată în mijlocul lor. Și crezut că e o nălucă, e un duh, e ceva, o stafie, cum? Și Domnul Iisus zice, adu-ți degetul. Și pune un pas, adu-ți mâna și... Domnul Iisus Hristos era acolo, nu ca duh, ci ca și cel ce purta trupul slăvit, eliberat de limite, eliberat de degradare, eliberat de tot ce poate fi pământesc și muritor și slăbiciune, eliberat de toate astea, ca model a învierii tale și a învierii mele. Învierea ne aduce enorm de multă bucurie. Dacă nu învia Hristos, frații și surori, însemna că Dumnezeu nu mi-a dat iertare. Dacă nu învia Hristos, adio naștere din nou. Dacă nu învia Hristos, viermii ne-ar fi mâncat pentru eternitate. Dar acum Hristos a înviat pârga celor adormiți, adică înainte mergătorul nostru, al meu, și simt deja că mă încolonez. Nu vreți să vă încolonați și dumneavoastră? Pârga celor adormiți. Să-L vezi pe Hristos înainte și să vezi pe tine după El. Binecuvântat să fie numele Lui. Minunată e învierea. Și sunt multe alte lucruri pe care nu mai avem timpul seara asta, dar pe care le descoperiți în Cuvântul Lui. Mă rog să ne umple de puterea Învierii Lui. Un singur lucru vreau să vă aduc aminte. Puterea cu care Dumnezeu lucrează în interiorul nostru, lucrările Împărăției Lui, ne spune Cuvântul Lui, este puterea cu care Dumnezeu a înviat pe Iisus Hristos din morți. Poți să înțelegi ce minune, ce forță extraordinară, ce binecuvântare extraordinară poate fi puterea Învierii Lui Hristos să opereze în tine. De ce am fi slab? Doar dacă suntem noi înșine. Eu sunt vița. Voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, că-și despărțiți de mine. Nu puteți face nimic. Dar de ce ne-am despărțit de El? Este acel cireș sălbatic negru care vrea să facă cum vrea El. După minte, îmi place. Dar am o misiune de a răstigni, de a tăia, de a suprima. Și un grădinar bun va suprima mereu
tot ce crește, uneori din rădăcină sau alteori de sub altoi, din natura veche, asta e grija noastră, pentru ca Hristos să poată lua chip în noi. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze, să ne umple de viață din El. Să putem trăi viața asta plin de bucurie și de credință. Având siguranța că iertarea Lui e garantată de moarte și învierea Lui. Că a lucrat în mine această minune naștere din nou. Că dai Domnul și Stăpânul meu. Și că El îi pârga celor adormiți. O mică haltă pe la cimitir, probabil. Dacă nu vine Domnul mai repede. Și toate semnele sunt că va veni. Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Vino, Doamne Iisuse. Amin. Amin. Az Úré legyen a dicsőség, a különleges alkalom volt ez, így is hallottuk Isten igényét. Az a meggyőződésem, hogy Isten igéje szép minden nyelven. Hazudnák, ha azt mondanám, hogy minden tökéletesen szóra értette. De a lényeget igen. És valószínű, hogy sokan kevesebbet értettek, de nem hiszem, hogy valaki is elkárhozna azért, mert ma este éppen más nyelven, mint az anyanyelven hallotta Istennek a szavát. De a lényeg az volt, hogy a feltámadásnak ereje van, Krisztus bennünket is fel fog támasztani. Úgyhogy van miért hálát adjunk. Az ünnepért, van mit ünnepeljünk a feltámadott Krisztusért, akár ezért az alkalomért is. Én megkérem a testvéreket, valamennyien térdejük le, és akinek imádságban a szívébe, az imádkozzon, imádkozzon hangosan is természetesen, úgy, ahogy szoktuk azt gyakorolni. Ne féljünk Istentől, ne féljünk egymástól, hanem öntsük ki a szívünket, mondjuk el őszintén azt, amit érzünk a szívünkben. Dicsőítlek és magasztallak, drága mennyi atyám, te, aki a mennyi és föld királya vagy. Szeretném neked a lázatos szívvel a drága Úr Jézus Krisztusért, akit adtál nékünk, aki meghalt és feltámadt, és ezáltal én is, aki meg voltam halva, feltámadhattam, és megváltoztattad az én gondolkodásomat, az én életemet, és minden másképp látok és értek, és szólsz a drága lelked által. Ez az én szívem vágya, hogy káraszd ki kegyelmedet az olyan emberekre, akik még halottak, akik még nem ismernek tégedet, hogy megismerjenek így káraszd ki kegyelmedet és szeretetedet, mert egyedül csak neked találtak. Ezáltal dicsőítsd meg magad, szemnevedet. Amen. Amen. Köszönöm neked, drága mennyi édesatyám, hogy új hajtást adtál én velem is. És arra kérlek, hogy és segítsél meg abban, hogy az a új hajtás egyre növekedjen és nagyobb legyen bennem. Kérem, Uram, azt az erőt tőled, és köszönöm én is, hogy én értem is feltámadtál. És köszönöm az üzeneteket, amit adtam. Úgy az ünnep alkalmában, meg az előtt napokban is. És arra kérlek, hogy tedd ezt tovább, és házattal legyen. Amen. 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 Se termina il Salvatore, se termina il Salvatore, ma andiamo a cantare o la rugăciune. Și dar nu înainte ca să mulțumim fratelui Dan că pașele astea a petrecut aici între noi cu Dumnezeu, cu Mântuitorul nostru. Am înțeles ceea ce a predicat, eu am înțeles. Iar dacă n-am înțeles perfect, avem toată posibilitatea ca să venim și noi la biserică, la vecin, ca să mai învățăm. Și chiar asta am vrea să facem noi acum, dacă suntem frați, deși vorbim alte limbă, ne-am dat seama că Cuvântul lui Dumnezeu este frumos în fiecare limbă. Și să mai colaborăm.
Eu mulțumesc că mi-ați dat ocazia să sărbătoresc de două Paște la asta. Deci vreau să spun să colaborăm împreună pentru salvarea orașului. Amin. Asta este comisiunea noastră, să fim mafiani. Tehát egy énekkel fejezzük be, illetve egy imádsággal ezt az estét, akik készen vannak, álljon fel és énekel. Szívem utolsó veréseig ezt tenni, és úgy szolgálni neked, hogy amikor majd megszólal a hazahívó szó, akkor a te gebreden pihentessek meg. Köszönöm az áldott ünneplést. Köszönöm az ünnepi áldásokat, amelyeket adtál egész ünnepen. Köszönöm különösképpen a ma estét, amikor a te igény élvel és hatalan szólott közöttünk. Köszönöm testvérünket is, akit közé küldtél. Hiszem azt, hogy a Szentlélek ma este értésünkre adta mindazt az üzenetet, amelyet te kívántál megmagyarázni nekünk, még ha testileg nem is értettük minden szót, vagy nem értettek testvérei minden szót, de köszönöm, hogy a Szentlélek kijelentette ma este a feltámadás örömét, a feltámadás győzelmének jelentőségét mindannyiunk életében. Áldunk és dicsőítünk, ezért tudunk. Kérünk, fogadd el a mi hálánkat ez ünnep végeztével is, a csodálatos munkáért, amit végzel a tiéd életében, akiket feltámasztottál a testi halál, vagy a lelki halálból az életre, de fel fogod támasztani majd a testi halálból is az örök életre. Amen. Amen. Krisztus ám viat. Adeperát kám viat.